una din plantele folosite cu drag din bazinul mediteranean până în Mexic și Asia de Sud-Est, coriandrul își folosește la mâncare în mod egal atât frunzele verzi cât și fructele uscate. Frunzele sunt un ingredient esențial în multe mâncăruri sud-asiatice, mai ales în chutney, în salsa mexicană și sosul guacamole. Fructele, la rândul lor, cu aroma lor de lămâie, intră în amestecul indian garam masala, în murăturile din Rusia, Europa Centrală și de Est, dar și în cârnații nemțești și sudafricani. Găsit și în mormântul lui Tutankhamon, coriandrul e folosit de tradiția populară irachiană ca medicament împotriva insomniei și anxietății, de medicina tradițională indiană ca diuretic și amestecat cu pudră de turmeric și suc de mentă contra acnei. Bine ne-am regăsit la Pușculița cu arome. Sunt Radu, iar Horia va fi oaspetele meu de data adică aceasta. Un fel de ucenic, să zicem, pe bune, nu? Trebuie să mă dau și o mare față de cineva. Da, și s-a găsit cu mine. Cu ce o să te condimentezi, Horia? Cu coriandru. Cu coriandru. Ai aflat? Bineînțeles, m-am uitat pe script. Aici mă mai contrazici, este nu. Sau nu condiment? Este. Seamănă prea mult cu pătrunjelul, ca figură. Bun. Coriandru nu numai că este un condiment foarte folosit, dar este de fapt două condimente. Da. Greu de crezut, dar acest. Luca și Matei. Coriandrum sativum este numele lui cult. Și cele două condimente despre care vorbesc eu, întrupate în aceeași plantă, sunt odată... Frunzele. Și bobele sau semințele. De fapt, sunt fructe. Da. Sunt fructe uscate, dar vulgar se numesc boabe, semințe, cel mai adesea boabe, pentru că au forma rotundă. Frunzele de coriandru sunt de două feluri. Cele de la baza plantei sunt mai mari și au trei lobi mari. Cele din vârful plantei sunt mai puțin aromate, au lobii mai dantelați, mai mici și sunt mai puțin robuste. Sunt mai subțirele, mai gingașe. Da. Semințele de coriandru, boabele sau fructele, dar o să le spunem boabe ca să boabe. Ne raliem părerii generale, au dimensiuni între 3 și 5 mm, sunt de culoare gălbui-maronie, însă există și varietăți care au boabele verzulii sau de culoare aproape de alb. Au o aromă dulce-amăruie, iar gustul este dulce-amăruie și un piculeț picant, foarte deosebit, de fapt, de gustul și de aroma frunzelor. Cele două componente ale plantei coriandrum sativum nu se substituie între ele. Mai mult, aceste frunze, ca și celelalte rude ale coriandrului din familia Apiaceae, adică mărarul, pătrunjelul, hazmațuchii și așa mai departe, își pierd calitățile organoleptice atunci când dau de temperatură. Prea ridicată. Practic, ele nu se gătesc mult, se adaugă la sfârșitul mâncării pentru aromă. Însă rădăcina de coriandru, ca și cea de pătrunjel, are gust și aroma asemănătoare cu cea a frunzelor și pe aia o putem toca, o putem ține în mâncare cât vrem să o fierbem, ca un morcoval mai subțire. Deci sau ca un pătrunjel. Sau ca un pătrunjel, da. Exact. Am zis morcov că m-a inspirat culoarea portocaliu. Fiindcă am ajuns la portocaliu, vom găti, ca să ilustrăm această rețetă, un alt condiment, numit somon. Un alt condiment. Un somon care este între peștii mei preferați. Da. Și vom găti somon cu coriandru. Bun. Care somon, de fapt, are așa de gustos încât de multe ori nu are nevoie de niciun fel de condiment. Hai să vezi ce bine merg împreună. Da. Pentru că este o rețetă chinezească, iar ăștia sunt foarte înțelepți. Da. Știu ei ce fac și știu ei cum le aranjează. În privința peștelui categoric, am văzut pe Herăstrău. Avem o bucățică de somon, cât pentru o porție mai mare gătesc numai pentru mine. Știu că tu ești cu mașina și n-ai voie somon. Da, mersi. Așa. Avem nevoie de o cutie de muguri de fasole, pe care eu i-am spălat, i-am scurs, dar să știi că au adunat apa, așa că o să te rog pe tine, dacă nu te deranjează, să-i ștergi cu hârtie. Uitați cum arată. Așa că fac. Așa, nu? Mai te descurci, sigur. Încerc. Așa. Așa. Avem câteva roșioare cherry, mici și frumoase, un pic de ceapă verde, coaja rasă și sucul de la o lămâie, un ardei iute verde curățat de semințe și tocat, 2-3 linguri de vin de orez Shaoxing. Este un ingredient tipic chinezesc. Acest vin, chineză, da? Da, Shaoxing este o provincie chineză. Este folosit ca și condiment în mâncăruri.
Bineînțeles că la noi este disponibil foarte rar, l-am văzut numai o dată în magazine, așa că și la mine, și la dumneavoastră, dacă veți repeta această rețetă, îl veți înlocui sigur cu un vin alb, sec sau demisec. Avem o lingură de ulei de susan, 2 căței de usturoi dat smârzătoare, o lingură și jumătate de sos de soia, este cam o lingură și jumătate de semințe de sau de boabe de coriandru, 2 lingurițe de boabe de piper negru și 2 lingurițe de zahăr brun. Mai avem o cantitate de semințe de susan pe care știi deja. Bineînțeles, va trebui să le prăjesc. Va trebui să le prăjim. Știi, totdeauna există un oarecare ucenic și... Merge bine acolo? Foarte bine. Foarte bine. Bun. Maestre. De ce o uscăm? Pentru că vom prepara un sos foarte, foarte gustos. Deci, ca să spun exact, este ca un fel de varză tocată, varzacră tocată și cam acolo este și zeama. Să știi că se poate folosi ca garnitură pentru această rețetă, în loc de acești muguri de fasole, și varză tăiată fideluță și tot felul de salate, bocioi, lolo rosso, lolo bruno, ce vezi dumneavoastră, lolo verde, să știți că vorbește creață. Chiar cu termeni adevărați, blocioi și așa mai departe, nu sunt cuvinte urâte. Nu, sunt frumoase și proaspete. Primul pas, dragă Horia, este să preparăm un sos. Și de ce este primul pas? Pentru că are nevoie de oarece timp, cât timp vorbim noi despre coriandru, să-și dezvolte aici și aromele. Tu? Uite, eu fac și eu de treabă, ce să fac. Așa, bun. Ai acum muguri. Deci, coaja rasă de lămâie, sucul, vinul. Maestre. Așa. Bine. Merge. O să mai întinzi muzica, așa să se evapore. Vinul, sosul de soia, usturoiul, coriandru. Îmi dai tu o lingură, tu? Da. Ardeiul iute. Vreau să pun tot ardeiul iute. Știi? Am înțeles, e pentru plăcerea mea, știu. Da, da, da. Și uleiul de susan. Da. Este ulei preparat din semințe de susan prăjite. Ați văzut că are o culoare brună și este extrem de aromat. Și e rar, nu se pregăsește. Se găsește, nu? Da? Se găsește destul de scump și de aceea vreau să vă spun să nu gătiți niciodată cu el pentru că îl stricați. Își pierde toată aroma și fumegă destul de rapid, deci nu este bun pentru prăjit. Dacă vreți să gătiți cu ulei de susan, nu condiment, ci ca mediul gras în care să prăjiți, alegeți-vă ulei de susan rafinat, care este exact de culoarea uleiului de floarea soarelui pe care stăm noi. Tot gălbui așa. Gălbui și n-are aroma și nici gustul acestuia. Bun. Dragă Horia, avem aici sosul. Da. Stai puțin să eliberez aici toate aceste... Am nevoie de spațiu. Te desfășor. Mă desfășor, da. Ia să vedem. Da. O să-l astup, castron, o să-l acopăr, ca să... De ce? Țin componenții volatili în interior, arome. Dar ce, le pui la fiert? Nu. Uite aici. Și ies și la... Temperatura camerei rămâne. Sunt componenți mai volatili care... Dăm și, te rog frumos, farfeca, aceea roșie. Roșie, roșie, roșie. Da. Gândeam-o care e roșu. Bun. Asta este primul. Al doilea, și aici este o chestie grea de tot. Am înțeles. Iar trebuie să amesteci. Voi avea de muncă coriandrul, merge. Piperul și, fiindcă eu am experiențe cu aceste boabe recalcitrante, sar prea mult. Da. Da. O să încerc să-i tanșez. Da? Fac aici. Hai să te ajungi. Ok. Într-adevăr, de sări sar. Avem nevoie de o măcinătură grosieră, nu foarte fină. Grosier sunt măcinate. Ia, cred că merge și fără. Nu.
Nu, e mai bine cu. Mai bine. Chiar urmă prăjită. Deci piper și coriandru, da? Coriandru este deosebit de aromat și are o mare calitate. Te-ai umblat însă cu mâna la pește, da? Nu. Nu? A, nu. De acolo mirosea. Hai să zici că miros a pește. Deci coriandru are marea calitate că este altruist. Și ce se întâmplă cu el? Deși are o personalitate a lui, adică are o aromă și gust, foarte are marea calitate că nu astupă celelalte ingrediente, ci din contră, le potențează. Și având pune un valoare. un gust da, care nu este puternic și nici tăios, nici picant, nici iute, poate fi folosit în cantități generoase. Exact cât avem chef să punem, atât punem. Nu e nicio problemă. Mai punem? Da. Bun. Așa. Cred că da, este gata. Mulțumesc. Deci o măcinătură mai mare. Da. Pe care, deci nu o râșnița de cafea, ci da. O amestecăm cu zahăr. Stai. E. Da, foarte frumos. Foarte plăcut. E, îți dai seama ce efect va avea zahărul. Îți spun dinainte, vom prepara somonul tăvălindu-l prin acest amestec și prăjindu-l, zahărul se va carameliza împreună cu acest ingredient. Începe să sune foarte gustos. Oh. Se poate spune a suna gustos? Se poate spune. Da. Când e vorba de bucătărie, mai ales cea asiatică, putem fi creativi până la loc comanda, cum se spune. Da. Bun. Hai să lăsăm un pic. Mai vorbim un pic? Da. Vorbim, da? Despre corian. Despre corian. E prietenul nostru, corian. Da. Un fel de pătunjel. Este ca foarte frunze. Asemănător da. Cu pătunjelul, însă frunzele nu au gust de pătunjel. Există, de fapt, foarte multe păreri divergente aici. Unii spun că are un gust chimic, ca de cauciuc ars. Alții, dimpotrivă, care sunt mai obișnuiți cu el, în special cei din Asia și America Latină, unde credem aproape că 90% dintre mâncăruri sunt ornate cu frunze de pătunjel. Pătunjel? Da, cu frunze, doamne, de coriandru. Așa cum este la noi pătrunjelul, da, din cauza. Așa. Deci este un fel de pătrunjel al acelor zone. Ei îl găsesc răcoritor, un pic picant, un pic citric. Un pic citric am înțeles, dar la semințe, la boabe. Și la frunze, zic ei. Da. Mie mi se pare că seamănă destul de mult cu coriandrul, dar noi discutăm aici de coriandrum sativum. Există un coriandrum microcarpum, care este specific. Tu ai fost realist? Și eu. Decât un an. Păi și eu știu trei cuvinte. Da. Deci este specific Europei de Nord și Rusiei. Da. Și este o mare diferență între aceste două tipuri de coriandru. De pildă, coriandru microcarpum este crescut pentru semințe. Și are boabele mai mici, cam de 3 mm și foarte aromate. Cum a fost cel pe care l-ai măcinat? Sativum are boabe mai mari, cam de 5 mm. Și e crescut și pentru boabe și pentru frunze. Deci la ei nu o să vezi frunze atât de delicate ca la noi. În Asia de Sud, în Asia Centrală și în America Latină. Cele pe care ziceai tu că sunt trei trilobate. Da, da, sunt alea da. Mai puternice, mai sănătoase, mai aromate. Deci ce avem noi este un pic cam ce mărime au? Cât palma? Nu. Sunt un pic mai mari, adică sunt ca o dimensiune dublă sau triplă față de frunze de pătrunjel. Dar numai cele de la baza plantei, cele din vârf se micșorează. Numele ei vine din greacă, se numea corianon, unde corii se înseamnă gândac. Și asta arată... Nu gustul. Nu gustul, arată, da, reticența cu care a fost primită planta. Iarba gândacii. Da, deși ea este originară chiar din Grecia și din Orientul apropiat. Nemții, de pildă, au preluat această mică antipatie și o numesc Wanzendill sau Wanzenkümmel, care înseamnă... Da, mărarul sau chimionul ploșniței, da. Probabil datorită mirosului un pic neobișnuit pentru europeni. De whisky, rest... nu? Da, de whisky. În restul limbilor importante europene se cheamă cam la fel. Coriandolo în italiană, coriander în germană, și în german tot coriander, coriandr în franceză. Frunzele. Spaniolii l-au numit culantro la început, de unde s-a preluat denumirea cilantro. Și de unde vine? Pentru că în latina medievală se numea celiandrum, nu coriandrum. Deci s-a schimbat în timp. Latina a primit cea împrumuturi, s-a evoluat sau a involuat, dar fiindcă nu mai există. Asta chema o ramură a filologiei care e filologia gastrică, nu? Filologia gastronomică, așa. Deci culantro, cilantro. Necazul este că
au început să numească culantru coriandru mexican, care este o rudă foarte apropiată acestui coriandru. Ba mai mult, confuzia se întărește foarte mult pentru că cei din zona Caraibilor numesc cilantrillo, adică cilantro mai mic, numesc boabele. Deci este așa un fel de harababură în termeni, dar care este utilă, de trebuie fapt, să ne descurcăm cu ea. Da. Hai să mai înaintăm cu rețeta. Bun. Da. E, ghicește ce o să fac. Faci un pat. Fac un pat, exact. Fac patul. Dăm voie să mai înnoți. Miroase extraordinar. Pe cuvânt de onoare, dacă nu... Coriandru este unul dintre condimentele pe care le admir foarte mult. Bun. Așa. Și acum îl asezonez și pe margine, pe toate părțile. Exact. Vezi că eu fac ce e mai greu. Păi bineînțeles, asta, știi ce mă gândeam în acest moment? Acum. Ce mare avantaj e să fii totuși ucenicul și cel care învață, pentru că eu, de exemplu, nu trebuie să mă mânjesc, să murdăresc mâinile, stau frumos curat. Dar mă spăl și sunt ca nou, să știi. Da, o să fac altă rețetă după. Bun. E, îl apăsăm așa ca să accepte aceste adausuri în liniște și fără scandal. Bun. Hai că am făcut o treabă bună. Da, arată ceva foarte interesant. Te rog eu frumos să cureți cumva. Da. Așa, cu cutiuț. Vezi că, până la urmă, ai și tu de-a face cu murdăria, da, cu curățenie. Da. Imediat. Facem. Așa. Știi că... O să lăsăm câteva Peterul minute. Nostru, Roberto spune, un bucătar adevărat, curățenie perfect. Nu? Asta e. Are din păcate, da. O să lăsăm câteva minute așa ca să se aromatizeze un pic. Trebuie să spun că boabele de coriandru, ca și boabele de piper amintel, sunt potențate prin prăjire. Noi nu le-am prăjit înainte, de ce? Pentru că oricum le vom prăji acum. Da. Și se vor... Ca orice boabă sau sămânță care are și parte de măcinătură, partea de măcinătură își pierde în timp calitățile de gust și de aromă. Mai bine să le luăm boabe și luăm să întregi, le facem ele acasă. Se macină foarte ușor. Da, cu piua, cu râșnița de cafea, cu blenderul. Ne măcinăm exact cât avem nevoie. Sau dacă luăm măcinătură, o ținem în borcane bine închise, și la adăpost de aer, lumină, umezeală, etc. Ca să-și păstreze cât mai... Boabele practic rezistă în mod indefinit. În ce privește frunzele, ele rezistă numai câteva zile. Se pot păstra ca și pătrunjelul în paharul cu apă, le mai tai un pic rădăcina, în câteva zile trebuie folosite că rădăcina, o știm cu toții, rezistă în frigider poate și o săptămână, așa, dar în sertarul ăla cu... da. Pentru legume. Bun, hai să înaintăm un pic. Aprinzi... Asta o pun alături, da? Păi avem nevoie de ea? Acum? Da, vom prăji cu ea. Care vreau să scap de ea, că era mare și îmi stătea în față. Știi cum e? Hai să se încingă ochiul. Bine. Așa. E ca un fel de rachetă de tenis, să o ții cu două mâini. Exact. De grea. Asta poate o să ai nevoie de la aici. Am înțeles. Că e lângă tine să nu te stropească. Hai să avansăm cu coriandru. La noi în Europa și la noi în țară, coriandru nu este un ingredient... Utilizat, nu. Foarte utilizat. Rar. La ce-l folosim? De obicei, în mezeluri se vede. Cârnați, salam, dar la murături se folosește. Da. Se pun bobițe de coriandru, căței de usturoi, ardei iute, și bobițe de muștardă. Bobițe de muștardă. Cam acolo. Bun. Cam aici se... Oprește. Se cam oprește. Da. O să vedem, de fapt, mai... Îmi pare rău, pentru că chiar are un miros cel puțin foarte plăcut. Să vedem dacă e și gustul la fel. Acesta este și rostul emisiunii noastre, să trezim curiozitate și să oamenii să-i hotărâm un pic să încerce și alte modalități. El este însă foarte, foarte folosit în Asia. Ca boabe, în deci special... face parte din gama, amprenta specifică a Asiei, da? Super important. Rădăcina de coriandru, de pildă, este importantă pentru toate pastele de curry tailandeze. Frunzele ornează aproape... Rasa, așa? Da, făcută bucățele și pisată. Frunzele ornează aproape orice fel de mâncare tailandez, vietnamez, indian și așa mai departe, chiar și cele chinezești, după cum vedem și aici. În India se folosește ca ingredient în toate amestecurile de condimente importante. Curry, sambar podi, garam masala,
în nordul Africii, bereber, care este un amestec de condimente etiopian, folosește acest coriandru. Frunzele, deși își pierd aroma când sunt uscate, intră ca ingredient în amestecuri de condimente, de pildă georgian. Este unul, Khmeli Suneli, care folosește... Sună frumos, da. Da? Și gorme, care este un iranian. De asemenea, un amestec yemenit numit Zug folosește frunzele de coriandru alături de cardamom, de ardei iute, de usturoi, de ulei, de măsline, piper și sare. Se face un amestec foarte, foarte bun. O pastă, da, exact. Un fel de pesto arabesc. Nu chiar. Pesto este pe bază de ulei emulsionat cu muguri de pin sau semințe de pin, cum se spune, pisate mărunt și cu parmezan. La asta se adaugă verdeață, care poate fi busuioc, rucola, pătrunjel, coriandru, da. Bineînțeles, există pesto de coriandru, pentru că italienii folosesc foarte mult. Ce se întâmplă? El fiind caracteristic Asiei, mulți îl denumesc după denumirea pătrunjel plus chinezesc, de pildă. Mulți spun pătrunjel chinezesc. Așa cum, ca să fac o glumă, dacă știi, am gătit într-o emisiune un curry laoțian cu mărar și Laosul este una din puținele țări care folosește mărarul pe scară largă, care este numit coriandru laoțian. Abo. Deci vezi, fiecare face referință la ce... Eu cred că poți să pui ulei. Mult? Puțin? Ulei din asta. Da? Trebuie să prăjim peștele. Deci pune să fie acoperită suprafața. Când începe să clipocească... Da, înseamnă că are apă. Nu, înseamnă că este fierbinte. Și ne pregătim să aterizăm cu peștele. Pe care parte se prăjește? Pe partea cu piele, la început. Îl vom prăji 4 minute. Cred că e de ajuns, nu este foarte gros. Nu, după aceea îl întoarcem și îl prăjim alte 4 minute pe suprafața aceasta. Pentru că partea cu piele nu a fost acoperită, nu a fost acoperită. De amestecul de coriandru cu piper. Exact. Și mulți preferă să nici nu mănânce pielea. Mie îmi place, mai ales când e crocantă. Da? Dar și ce se întâmplă? Trebuie prăjit și pe față ca să caramelizeze un pic. Da, se spune că pielea nu este, e o parte a... În general, la cărnă, care e bine să nu fie mâncată, pentru că are efecte cancerigene și așa mai departe. Totuși e cea mai gustoasă parte. Eu n-am auzit, și soarele cancerigen, eu n-am auzit de efecte cancerigene neapărat, dar am auzit, de pildă, la carnea de pui, este sursa de grăsime, cărnii de pui. Da. Din cauza aia, dacă vrem să evităm... Grăsimea poartă gustul. Burticile, renunțăm. Da. Dăm da, gust da. Cu condimente. Ia. Nu încă. Mai de știu puțin. Că nu. Pa, da, uite, a început să pute. Da. Scurcurăm excesul. Nu, bine. Cred că e cu minte. Ce te-aș ruga este să... așa, ca să nu se lipească... Până se face puțină crustă pe ea. Bun. Și de ce m-ai amenințat cu Susanu? Nu acum? Susanu o să vină la sfârșit. Am înțeles. O să vină în special peste... Muguri. Peste muguri, exact, dar și peste pește. O să facem, mai să vezi, o garnitură, să zicem. Din acei muguri, din ceapă verde și roșie, o să fie frumoșel colorată, alb cu verde și cu roșu. Nu nicio aluzie la vreun steag. Asta vreau să zic. Care o fi steagul? Italia. Italia. Și Italia. Și Italia, da. Hai să revenim la indieni. Indienii folosesc coriandrul într-un mod foarte interesant. Spuneam adineauri, ca regulă, el nu se introduce în mâncare la începutul timpului de gătit, ca să nu aibă contact cu căldura foarte mult, pentru că își pierde. Da. Indienii ăștia fac o chestie. Și asta este exact chestia, excepția care întărește regula. Fierb coriandru mult, mult timp în mâncarea, încât aproape că se dezintegrează și își răspândește acolo gustul și ce rest de aromă mai are. Iar nu las... rest de aromă. Da, iar las, dar gustul este așa. Iar la sfârșit adaugă câteva proaspăt, da, ca să... He? Obțin practic gustul pe două căi, planuri. Da. Da. Bucătăria indiană este extraordinar de complexă și de interesantă. Și variată. Și variată. Fiecare regiune, am priceput că și-are propria ei... Și-are propria ei bucătărie, propriile rețete, tot ce... Da. Bine, este ca și în cazul Chinei. Este vorba bine, despre... e un continent, așa. Da, China chiar este de 3 ori mai mare decât India. Dacă ține o bine minte, India are vreo 3 milioane de kilometri pătrați, China are 9 milioane. Și se întind pe suprafețe foarte, foarte mari, au foarte multe populații, în special China, care și, da, acum cred că ar putea fi nevoie de capac. Trebuie însă, din când în când, prin bat să nu se lipească.
practic sunt bucătării care depind de ingrediente, că asta este zona și clima și ingredientele, și bucătării care depind de moștenirea etnică a acelei populații. China are 56 de populații etnice. India are vreo 4 sau 6 limbi oficiale. China în mare are vreo 4 bucătării regionale. India... 40? Nu, în mare iarăși și bucătăria nordică, mogul, și bucătăria sudică, care este mai, mai condimentată. Vreau să spun că este foarte greu să clasifici acest fenomen numit gastronomie pentru niște întinderi atât și atât de mari. Până la urmă, n-avem bucătării naționale, mai curând bucătării zonale, din cauza climei și a ingredientelor. De pildă, mâncarea din Delta seamănă mai mult cu cea ucrainienilor decât cu cea bucureștenilor. Categoric. Mâncarea din Banat seamănă mai mult cu cea austriacă și sârbă decât cu cea de aici, din categoric. București. Da, numai că la noi, în Banat, eu sunt Banat. Tu ești din Banat, știu, că de-aia asta. Acolo este un melanj de cel puțin patru bucătării. Fiecare cu specificii care, la un loc, cred că dau ceva original, o bucătărie bănățeană. Românească, austriacă, sârbă și o maghiară. Ah, germană. Da, da. Germană, nu. Da? Da, da. Aluaturile. Austriacă. Asta e austriacă. Da, da, da. Deci maghiară, sârbă, german-austriacă și românească, poate și un pic franțuzească? Nu. Nu? Turcească, nu? Nu, nu. A fost pașalut. Partea de francezi care au existat în Banat și care s-au asimilat, au iau oarecum de cultură semi-germană, au devenit nemți cu toată compleți și dreptul de pline. Și, practic, partea de franțuzism din ei, iau din Alsacea și din zona... Să-mi spui tu mie, gătiți cu coriandru? Nu. E, vezi? Bun, hai că trebuie să întoarcem peștele. Aici ești tu, șef. Tăiat cu minte. Operație importantă, da? Ce frumos s-a făcut. Se pune la loc. S-a rumenit frumușel. Foarte frumos. Îl punem la loc alte câteva minute. Să vă văd și partea cealaltă. Timp în care... Eu sunt curios să vedem dacă am avut dreptate. Hai să urmărim ce povestesc oamenii despre modul în care folosesc în bucătărie coreană. Ce zici? În primul rând, dacă folosesc. Hai să vedem. Hai să vedem. Cu coriandru, de exemplu, ați gătit vreodată? Da, da, îl folosesc adeseori. La fripturi, la sosuri. Da, coriandru, busuioc. Te-ați gătit vreodată cu coriandru? Nu, mai puțin, nu. Coriandru, da. Da, îl folosesc și sub formă de plantă verde și praf, mă rog, uscat. Și ca plantă în ce îl puneți? Tot așa sezonez și carnea și salatele cu el, da. Coriandru eu îl pun întotdeauna la murături, la toate, și la varză, și la gogonele, și vara, la castraveți, la toate pun coriandru. Îmi place foarte mult. Coriandru? Da. Da, la fel, la friptură. Am auzit de el, cred că am mâncat, ține de bucătăria exotică sau, mă rog, asiatică. Și cam atâta știu despre el. E, și după ce ne-am edificat... Da, că se știe foarte mult despre coriandru. Hai să ne îngrijim de tovarășul somn. Te rog. Astopă-l, te rog eu frumos. Da, ok. Bun. Și între timp, da, cum bine ai intuit... Da. Eu umblu la această chestie care... Așa. Dacă tu ai impresia că eu stau degeaba, ai să vezi că, uite, nu, fac aici ceva. În primul rând, tu trebuie să explici despre ce e vorba. Așa. Uite ce am luat. Da, o super frumoasă farfurie deocamdată. O super frumoasă farfurie. O, Doamne, ținem pumnii să nu se întâmple pocinogul. Ce frumos! Bravo. Cum să nu fie frumos? Cine știe, știe. Cine știe, cunoaște. Uite-te și asta. Te ajuți cu asta? Mai ajut și. S-o afânez puțin. Te superi dacă o iau cu mâna? Nu. De fapt, nici n-am de gând să-ți dau vreo bucățică din el. De ce te întreb oare? Bine, bine. Ce pot să zic? Bun. Culoare. Și gust. Aici se vede adevărata maestrie. Aspectul este foarte important. Nu, stă. Da? Da. În așteptarea
boabelor de susan, semințelor de susan. Poți să-l fac mai mare? Te rog. Uite că ai învățat să-l fac. Ușor, ușor. Ușor, ușor. Bun. Acesta este accentul final. Da. Personalitatea mea se va imprima asupra acestei da, mințări. Da, da, da. Dar înainte de a pune semințele, mai avem nevoie de ceva. Și la mâna trebuie să recunoști aici că băieții ăștia din China sau fetele, cine a inventat rețeta, sunt băieți deștepți. Mamă, mamă, ce miroase. Simți uleiul de susan? Îți dai seama când venim și cu semințele foarte care apropo foarte plăcut și cu totul altceva din, decât știm noi. Să le agiți un pic. Da. Bun. O să cele mai au de stat. Abia să închis puțin tigaia. Peste pește. Și peste pește. Și peste... În orice caz, din punct de vedere coloristic, e într-adevăr foarte frumos. Acum, dacă știi, la gust e la fel. Da, trebuie să insistăm. Coriandrul ăsta este... cel puțin 10 puncte din partea mea. Poate chiar 100. 10 din 10. Sau 10 din câte. Dacă îmi dai 10 din 100, pune... înseamnă puțin. Dacă... Bun. Dar vede cum ai tot cumulăm, știi? Hai să stupăm aici, poate îl mai... Folosim? Eu zic că o să simți nevoie să mai pui un pic. Bine. Așa. Aici așa, nu, uite, nu se întâmplă nimic deosebit. Așa. Ba, da, mai are puțin. Mai are puțin, stai așa. E bine? E bine. Un pic numai. Da. La masă! Da, lingura și strachina. Lingura și strachina, da. Haienicenii. Dragă Horia, avem aici o porție zdravănă de somon cu coriandru și cu un acompaniament de muguri de fasole soia, cu câteva roșioare colorate. Și cred că este singurul... Încă una pentru tine. A, așa. Singurul puțin... moment în care somonul este un pretext pentru altceva, că de obicei orice altceva este pretext pentru somon. Atunci când e orez, da. E pretext. Deocamdată somonul aici este omul principal. Omul da. Coriandru este azi. Coriandru este, da. Ai dreptate, de fapt. Coriandru este oaspetele nostru oaspetele principal, somonul este oaspetele secundar. Da. Oricum îi dăm Nobelul Nobel pentru cel mai bun rol secundar în această rețetă. Foarte simplă, foarte ușor de făcut, la îndemâna oricui, ingredientele se găsesc peste tot în supermarket. Deci, așa somon, coriandru cu piper, muguri de fasole, sos de soia, și ulei de susan și 3 sau 4 roșioare mici. Vin alb sec, da. Roșioare, răsceapă verde, totul se găsește. Nu rămâne altceva decât să vă urez poftă bună, păcat că nu știu cum se spune asta pe chinezește. Dar merită să încercați. Pentru că rețeta e chinezească. Dar merită să încercați, este foarte ușor de făcut. Și nici nu durează mult. Ați văzut. Corect. Dacă noi am putut, dumneavoastră puteți mult mai bine. Poftă bună. La revedere. Pe data viitoare.